Am revenit la Agriș. Am venit la Agriș în sala festivă a primăriei pentru că vrem să vedem ce s-a întâmplat în această perioadă. Incursiune în cotidian totdeauna încearcă să vadă ce a avut în trecut, dacă cuvintele care au fost spuse atunci s-au transpus în realitate, dacă au reușit să treacă peste problemele care au fost, știți, vară, toamnă, au fost mai multe, început de an școlar, dar am găsit un primar care studia adânc o hârtie. E vorba despre o ordonanță despre care nu o să vorbim astăzi, tocmai pentru că încă nu a studiat-o complet. Dar știm despre ce este vorba, este ordonanța care le taie brațele, ambele brațe, nu numai la primarul din Agriș, ci la primarii de la comunele mici până la municipiile mari. Deci, suntem împreună cu domnul primar Alex Sabo din Agriș și vom discuta despre evenimentele care au avut loc în această perioadă. După cum știți, urma să fie un festival al Câmpiei Someșului care a avut loc și vom prezenta și câteva imagini de acolo. Să vedem despre ce e vorba. Deci, împreună cu domnul primar din Agriș, Alex Sabo, vom dezbate timp de 50 de minute problemele care au fost rezolvate, cele care s-au evit și cele care urmează să le întâmpine pe parcurs. Domnul primar, vă văd privirea foarte îngreunată, dar nu vom discuta despre acea ordonanță care o aveți în față, tocmai pentru că încă nu ați... N-ați reușit să o pătrundeți suficient de bine, astfel încât să putem discuta despre ea, dar precis că toate posturile de televiziune din țară și cele naționale discută acest lucru, am ascultat și eu. Mi se pare că e un lucru făcut fără cap și, bineînțeles, fără finalitate. Dar să revenim. Spuneți-ne câteva cuvinte de început. La început, bună ziua, bine ați venit la Agriș. Într-adevăr, sunt foarte îngândurat și la un moment dat nici nu știam, mă gândeam la demisie, deci așa m-a atins și această ordonanță. Înțeleg, dar demisia înseamnă să puneți pe altcineva care să facă rău pe care vi l-a făcut alții. Absolut, absolut, dar nu o să-mi dau demisia, sigur că o să trăim, o să trecem noi prin această greutate, dar ne atinge foarte rău. Deci toată vara eram cu gândul că ne va ajuta guvernul și ne va rectifica bugetul în pozitiv. A venit luna august, când octombrie va fi, a venit luna octombrie, că suntem deja în noiembrie și deja suntem, știm că suntem deja în noiembrie, dar s-a spus că în decembrie, la sfârșitul anului, nu va mai fi rece ăsta, pentru că România este foarte îndatorată și nu avem bani la buget și am înțeles și asta. Dar când a venit cu ordonanța asta 90 în, chiar la sfârșitul lunii și se aplică de la 1 noiembrie, adică de astăzi, când filmăm, s-au blocat foarte multe cheltuieli la capitolele bugetului din ăsta, inclusiv nici hârtie pentru administrația publică, ce avem nevoie în toate momentele în da, asta, primărie. Asta e dintre cele mai puțin, că afectează printre cele mai puține din ordonanța respectivă, deci, din punctele respective. Dar aveți... Am văzut acolo că aveți interdicția de a repara mașinile. Ce faceți cu mașinile de la exact. Școli? De la... Deci vin niște probleme cu care nici nu știm ce să facem. Să asigurăm viața de toate zilele ce avem aici. Mașina școlii trebuie făcută reparație, trebuie schimbat parbrizul, vine iarna, trebuie schimbate cauciucurile, s-au reînnoite și ore cheltuielile astea o să putem face. Că efectiv ne blochează contul pentru furnituri de birou, nici asta n-ai voie să faci. Bunuri de natură de inventar, cărți, publicații, materiale, documente, consultații și expertize, pregătire profesională. Deci, efectiv, tot se blochează.
inclusiv și aceste lucruri. Deci nu pot asigura mașinile să fie în stare de funcționare. Deci, efectiv, chiar ne lagă guvernul și mâinile și picioarele. Dumneavoastră ați folosit termenul de ne taie brațele, dar eu zic și că picioarele. Ne leagă numai și atunci du-te dacă poți. Deci, efectiv, eu nu mă supăram dacă nu ne dădea nu dădeau rectificarea la buget și nici aia nu mă supăra dacă ne ridicau acești bani. Pentru că ne-a lăsat acolo ca și o momeală. Deci aveți banii, dar n-ai voie să te atingi. Este atac la autonomie locală. Ce fel de autoritate este aia unde n-ai voie să pui mâna pe bani, n-ai voie să faci cheltuieli, pentru că astea sunt blocate de guvern. Deci noi când am adoptat bugetul, am crezut că am acceptat sumele, din asta vom trăi. Da, și acum v-ați chivernisit, cum s-ar spune. Exact. Ați stabilit un anumit exact. Și noi am crezut că asta este al Comunei Agriș și noi ne putem gospodări cu aceste sume exact cum ne trebuie și cum cere situația. Și acum vine că se blochează cu o singură ordonanță și spune că n-ai voie aici, n-ai voie acolo, n-ai voie nimic. Am promis telespectatorilor că vom discuta despre asta exact. Mai târziu, poate în următoarea emisiune, când o să știm mai multe despre tot ceea ce cuprinde ea. Haideți să ne aducem aminte când am întâlnit ultima oară, era sfârșit de primăvară, început de vară și aveați o grămadă de planuri pe majoritatea dintre ele sau și epuizat sau finalizat și să ne aducem aminte despre ele. Bineînțeles că nu este bine să vorbești numai după despre lucruri rele, lucruri proaste. S-au întâmplat în comuna noastră, în viața noastră și lucruri bune. Și exact cum a zis dumneavoastră, în prima oară am avut niște proiecte în derulare pe care noi am, la sfârșitul anului, am ajuns la terminare, am terminat aceste lucruri și sunt lucruri bune. Vreau să amintesc două proiecte care am derulat și am terminat, numai că am mai rămas de făcut recepțiile la terminarea lucrărilor și preluarea acestor imobile. Este vorba despre școala clasele, grădinița și clasele 1-4 din Agrișul Nou, care este totalmente terminat. Telespectatorii noștri își aduc aminte că am făcut acolo o filmare și am arătat în ce condiții, care sunt noile condiții de învățat pentru micii dumneavoastră locuitori ai comunei și chiar am rămas impresionat de civilizația de care vor beneficia în noul an școlar. Spuneți că acest proiect, chiar dacă a fost terminat, încă nu a fost făcută recepția. Nu este făcută recepția, dar sunt asigurate niște condiții bune, frumoase, ca și la oraș. Eu cred că nicio școală din satul mare nu este mai bine sau nu este mai condiționat ca și școala aceasta din Agrișul. Într-adevăr, este o școală nouă și sunt asigurate condiții frumoase, bune, dar deci eu când am chemat părinții acolo și să-i arăt că cum arată, erau uimiți și s-au bucurat de această investiție și vrem acum să intrăm în folosința acestui imobil. Vor veni copiii acasă pentru că pe această perioadă cât s-a construit, copiii au fost în alte obiective. Unii au mers la Micula, alții au venit cu copiii la Ciuperceni, la școală. Alții au plecat la oraș, exact. La și acum am vrea să întregim că totuși dacă s-a făcut o investiție și să aducem pe toți acasă copii. Și să-i demonstrăm la părinți că nu este. Deci asigurăm condiții normale, deci nu sunt nici la oraș condiții mai bune și nici nu trebuie să facă nici navetă. Aici pot veni pe plan local și aș vrea să revenim acum cu copiii aici. Ultima transmisiune de la noastră a avut loc în teatrul de vară care l-ați construit și în care a avut loc o manifestare multiculturală cu invitați din țară, din Covasna, din Harghita, invitați din Ucraina. Vorbeam despre
două proiecte. Una a fost școala și una este această realizare, Teatrul de Vară, care s-a realizat printr-un proiect extern, european, împreună România cu Ucraina. Acum, situația a făcut așa că în Ucraina de atunci a izbucnit războiul acesta și noi suntem parteneri. Pe urmă s-a reorganizat teritorial Ucraina, unde acea comună cu care am fost înfrățiți a devenit parte a unui oraș, dar totul s-a rezolvat, deci ca transformarea administrativă. Deci, n-ai împiedicat asupra proiectului. Nu am împiedicat nimic, doar războiul împiedică foarte mult, pentru că acolo tare greu se realizează construcția. Ei doar abia sunt acum la depunerea fundației acestui teatru. Este vorba de un teatru de vară tip șură, care este totul construit din lemn. O să mergem din nou. O să mergem și o să vedem, dar eu mare vreau să vă descriu un pic. Are o scenă unde se pot reda multe piese, fel și fel de evenimente piese, culturale. Evenimente culturale. Și acum, în septembrie, după ce am terminat noi construcția, am avut de organizat un festival pe Câmpia Someșului, care era organizat la noi, și atunci cu ocazia aceasta... Da, este vorba de element. Festivalul Câmpia Someșului și trebuie să-mi cer scuze față de telespectatori. Le promisesem că vom fi prezenți, dar nu am fost în țară și nu am reușit să venim. În schimb, am capturat niște imagini de la colegii noștri și probabil că vom reda în această emisiune. Nu probabil, sigur, vă vom reda în această emisiune și câteva imagini de la acest festival pe care ni le-a pus la dispoziție primăria cu plăcere. Legat de faptul că războiul din Ucraina încurcă foarte multe proiecte româno-ucrainiene, am întâmpinat același lucru și la Tarna Mare, unde proiecte care trebuiau să deruleze în comun s-au derulat. Partea românească este ok, dar în partea ucraineană este aproape imposibil să se poată întâmpla ceva cât timp acolo este război. Revenim la festivalul din această vară. Spuneți-ne câte ceva despre el. Ce invitați au fost? Deci am invitat la acest festival toate localitățile care fac parte din Câmpia Someșului. 53 de comune, sunt vreo 5 comune și din Ucraina, deci comună care, și cu care eram. Da, ucrainienii au venit, numai că noi prin acest proiect avem programe speciale organizate acolo și aici. Noi din cauza războiului n-am avut curajul să mergem și ei au venit pentru că ei știu că vin într-o... Da, curajul însemnând că transport și de copii. Deci au venit să mergi cu copii într-o zonă periculoasă. Cu o echipă care a prezentat niște cântece frumoase de pe acele meleaguri. Noi am făcut un program foarte, foarte interesant, foarte reușit și chiar că noi asemenea emisiuni sau programe n-am văzut numai la evenimente culturale la televizor. Ce a constat? Deci a fost dansuri. Nu numai dansuri, operete, o piesă de operetă. Da, super. Și a fost o pereche foarte, foarte apreciată de noi și am zis că chiar m-am lăudat. Poate e normal. Poate nu era laudă doar pentru ei, că noi n-am văzut, aceasta este sărăcia noastră, că noi n-am văzut asemenea spectacol nici la teatru din Satul Mare, pentru că nu e aceeași specialitate. Deci operetă nu prea vezi nici la asta. Dar la filarmonică mai apare. La filarmonică, dar tare rar se organizează. Și m-am lăudat acolo, că eu numai la televizor am văzut așa ceva. Cântam cu ei, pentru că opereta, deci piesa era foarte cunoscută de noi și aplaudam și chiar au remarcat că toată lumea de acolo care m-a ascultat și m-a apreciat, am cântat împreună. Deci, și am reușit să atragem pe acești artiști aici. Eu zic că noi suntem
o comună cea mică, cea mai mică din satul mare și unde domina praful și uite acum am reușit să aducem în mijlocul vă nostru. Vă văd bucuria din ochi și satisfacția lucrului binefăcut. De așa, așa este. Aduce împlinire la ceea ce faceți dumneavoastră, ce organizați dumneavoastră, la problemele zilnice pe care le aveți și care reușiți să le depășiți, iar când ceva iese frumos, iese spectaculos, vă emoționați. Exact, așa este. Ne-am chinuit foarte mult până am reușit să punem la oaltă aceste construcții și până când am recepționat și am... Ați văzut realizarea Am văzut realizarea și realizarea acestui festival era o satisfacție enormă. Și așa de mult m-am bucurat că în Agri și am reușit să aducem o asemenea echipă și deci am fost foarte, foarte bucuroși. Dacă reușim să organizăm în continuare și anul viitor prin aceste numai că un pic ordonanța asta ne revenim, dar asta este pentru că mă este, interzice și festival, organizarea festivalurilor și așa mai departe, dar trebuie să faci că asta este viața omului și omul trebuie să și pe cultură trebuie să sacrifice bani pentru că este cultura noastră și trebuie să prezinți tinerilor să aibă, să învețe și să vadă cultura omului. Când am venit domnul primar era în plin lucru, în afară de această ordonanță, era în plin lucru și avea niște invitații, așa că noi ne-am mai petrecut puțin timp și ne-am uitat pe acolo, pe hol, pe pereți. Am văzut o grămadă de probleme pe care le aveți de rezolvat. Printre ele, ce m-a frapat a fost faptul că atenționați populația pentru pesta porcină, pentru rabie, pentru tot felul de probleme care pot să apară în gospodăriile oamenilor, inclusiv situația materialelor electrice și electronice pe care toate acestea în această toamnă care a început și lucrările agricole care au fost de toamnă le-am putea sintetiza într-un mic speech de noastră. Da, am putea și cum ați remarcat dumneavoastră că m-ați găsit în lucru. Deci vreau să spun că nu numai cu oamenii care vin să obțină niște anumite informații facem audiență, la mine se poate intra oricând, deci nu este program de audiență. Iar sau acum, e programul perpetu. Perpetu, totdeauna vine omul oricând vine și îi stă în minte că trebuie să merg la primărie, vine și mă găsește. Iar acum când m-ați surprins la masă, eram cu inginerul topograf cu care pregăteam o măsurătoare a drumului principal cu care vreau să depun un proiect. De lărgire? De lărgire, de modernizare. De modernizare. Și care leagă cu alte drumuri importante, de exemplu cu drumul județean sau cu drumul național. Deci, chiar european. Chiar european. Și acum, peste vreo 10 zile o să avem termenul de depunere a proiectului și aș vrea să obțin niște bani din proiect, deci din bani europeni. Și să sperăm că o să primim un punctaj cu care o să reușim. Știți de ce râd? Venind încoace cu colegul meu, Robi, cel care ne filmează acum, da. Chiar am discutat despre faptul că drumul este îngust. E asfaltat, e bun, dar e îngust. Și de câte ori te întâlnești cu o mașină, trebuie să ocolești cumva într-un... Mai dai și peste un biciclist și atunci tot... Dar proiectul acesta care îl depuneți dumneavoastră acum face ca... Deci rezolvă această situație. Dar rezolvă această situație. Noi când am asfaltat drumurile din Agriș, am asfaltat doar cât a avut fundație, pentru că nu are rost să pui pe pământ asfalt, că e aceea ce se sparte. Deci a avut 3 metri, 3 metri jumătate și atât a avut fundație, încă făcut din acum 100 de ani. Iar acum ar veni modernizarea lor și atunci am putea lărgi și să asigurăm circulația mai comodă, mai sigură. Am mai lucrat și pe alte proiecte. Avem un proiect asigurat cu care, deci cu guvernul am semnat contractul pentru
eficientizarea energetică a sediului primăriei, unde am câștigat, deja a intrat în lucru, facem documentația tehnică pentru proiectul tehnic și va fi acest sediu al primăriei modernizat. Ce constă această modernizare? Deci, eficientizare energetică, din punct de vedere energetic, am vrea să fie mai bună, deci se izolează din exterior pereții, se montează niște panouri fotovoltaice pe acoperiș și montarea unor receptori economii coase, deci mă refer la consumatorii electrici, lămpi, dotații. Și asta ar fi un proiect. Și iar un alt proiect este... Să fiu puțin rău acum și să vă întreb, faceți proiectele acestea cu toate că aveți acea ordonanță în față? Da, dar noi am semnat contractul încă înaintea apariției acestei ordonanțe. Da, dar fondurile nu aveți voie să le... Mă gândesc că... Acele europene sunt... Se acceptează de la aceste fonduri, deci de la restricții, și mă gândesc atâta cel puțin să facem, să ne modernizăm. Chit că până la urmă, în viitor, se dorește și altceva. Se dorește reorganizarea teritorială a României, unde vor să fie județe mai mari, comune mai mari, deci să nu fie nicio comună sub 5.000 de locuitori. Agrișul probabil că o să intre în acest vizor, pentru că avem populația în jur de 1.850 de locuitori. Deci am scăzut sub 2.000 de locuitori în urma recensământului făcut din 2021, unde am populația Agrișului a scăzut cu 248 de persoane. Ce se întâmplă dacă se va pune în aplicare acea ordonanță, lege care va apare legată de numărul de locuitori minim al unei comune? Noi n-am dorit să se întâmple, pentru că... Doamne ferește, zic și eu. Noi, înainte de 2004, noi am fost tot așa o comună aliată la botiz. Deci am fost până în anii 50 comună separată, până ne-au desfințat, până ne-a aliat la Micula, până în 69, și din 69 tot era așa, Ceaușescu a făcut o reorganizare teritorială a României și atunci ne-a aplicat la botiz, și botizul Ciuperceniul, Agrișul și Agrișul Nou, eram arondați acolo, sigur, atunci aveam peste 5.000 de locuitori, și atunci guvernul de atunci a făcut o facilitate că comunele care au existat înainte ar putea, doar condiția a fost minimă să fim peste 1.500. Noi am fost 1800, peste 2.000 și acum am scăzut la... și iar am intrat iar în zona Uniunea gri. Europeană iară cere să fim niște unități mai mari, pentru că este greu de condus, dar noi când am revenit comună, atunci asta ne-a fost sloganul, că mai aproape de oameni. Și cum poți să fii mai aproape de oameni dacă ești o comunitate mică și adună în jurul tău pe toată lumea și poți ajuta și poți apleca urechile la problemele populației. Dar așa, dacă vor fi comune așa, unități așa mari, nici nu reușești să ajungi timpul mandatului tău să ajungi la fiecare localitate. Pentru că este imposibil. La fiecare localitate, dar la fiecare om sau gospodărie în parte, să le simți problemele care le au, să știi ce șanse ai să... Noi așa cunoaștem toate problemele. Stilul ăsta al guvernului de a trage linie și a spune asta da, asta ba, nu a fost bun niciodată. E ca la o admitere la facultate, unde se trage linia până la media aceea, dar în viața de zi cu zi nu este o admitere la facultate, nu este un examen și atât. Trebuie să întrepătrunse tot felul de probleme care apar mai sus de linia respectivă și mai jos de linia respectivă. Nu poți să spui, da, domne, 5.000 de locuitori, pentru că există ceea ce spuneți dumneavoastră, tradiție locală. Mai ar fi culmea să unești o zonă cum ar fi Oșenii cu Moroșenii, de exemplu. Nu sunt imisibili. Limba lor este comună, dar noi suntem o comunitate minoritară de etnie maghiară și acum să ne amesteci cu o populație română 90% și... Sau slovacă. Sau slovacă și așa mai departe. Dar va fi greu. Nu știm încă
cum ne va atinge această modificare, dar sperăm că facem tot posibil să nu se facă acest lucru. Dar ce știu eu dacă este ordin chiar de la Uniunea Europeană în sus. Deci, da, Uniunea Europeană nu spune acea cifră de 5.000. Asta a fost inventată de noi acolo și nu este singurul domeniu în care apare linia asta trasată și, de exemplu, la pensii. Până acolo, așa, până acolo, dincolo, dar nu se uită în partea mult superioară unde sunt acele pensii, să le zic eu, speciale. Eu le zic rușinoase. Da, și acum a devenit iar situația reală, că am vorbit și mai de mult de această reorganizare, dar acum de când România se află într-o îndatorare destul de adâncă, pe care le datorăm tot guvernului. Pe care datorăm tot guvernului. Acum se spune că noi am putea economisi niște bani dacă am desfința aceste UAT-uri care sunt micuțe și nu sunt... Sigur economisi niște bani. Eu nu sunt sigur dacă vom economisi eu mă gândesc că... acești bani, pentru că așa sau altfel tot trebuie să dai niște bani, pentru că trebuie să asiguri niște servicii în aceste localități. Nu poți lăsa fără administrație o localitate. Deci trebuie să asiguri școlile, trebuie să asiguri unitățile de cult. Pentru că cum arată comuna aia sau un sat unde nu există școală, unde nu există unitate de cult? Ce se întâmplă cu acele localități? Se spune că personalul administrativ va scădea numeric, dar nu sunt convins de chestia asta, pentru că crescând îndatoririle într-o anumită, trebuie crescut și personalul care absolut, trebuie să absolut îmbunătățesc, deci, și personalul. Eu m-aș orienta mai repede la calitatea personalului, la pregătirea lui, astfel încât cel care este angajat să primească drepturile pentru angajat, dar dacă își face datoria și simpla datorie pe care o are, nu trebuie să mai primească bonusuri suplimentare, pentru că domne, nu își face decât datoria. În schimb, dacă vine cu o inovație, cu o invenție, cu o evoluție în afara strictului plan de lucru pe care îl are de făcut, atunci da, într-adevăr, să fie recompensat. Pe lângă această reorganizare și acest economisiri al bugetului țării, guvernul vine cu o altă problemă, reducerea personalului din administrație publică cu 10%. Crede că iar acea linie de care am spus. Da, 10% acum, afară, fără să se gândească că la unii le sunt 5%, la alții sunt 50% care trebuie. Noi avem asigurate numai posturi unice. Asta înseamnă că dacă din agent agricol avem un singur post, nu avem compartimentul registrului agricol și acolo sunt 3-4 angajați. Și toate aparatele a primarului, numai un singur post, posturi unice. Și acum, de care să mă lipsesc, spuneți-mi dumneavoastră, că nu se, deci n-am randament sau nu trebuie să reduc. Nu știm încă ce se va întâmpla. Această reducere se face pe seama personalului care nu este util. Dar nu există așa ceva, că toată lumea este utilă într-o administrație, pentru că suntem o echipă și lucrăm în echipă. Dumneavoastră vorbiți de echipa noastră, dar eu știu sigur că la nivel de guvern, la nivel de ministere, este o grămadă de personal care e absolut inutil. Probabil că acum guvernul se gândește cu reorganizarea teritorială a României că sunt 41 de președinți de Consiliu Județean. Atâția ăsta consilii avem. Da. Acum dacă se reorganizează teritorial, din 3 sau 4 județe face un singur județ, atunci economisesc aceste funcții. Vicepreședinți, 2 vicepreședinți, un președinte și un aparatului. Nu știu dacă va aduce economisire la banii guvernului. Nu cred. Și, bineînțeles, ce zice populația? Că, domnule, pe noi nu ne servește nimica, nimenea. Să mergem până la
Oradea sau până la Cluj, depinde cum vom fi interceptați cu județele, sau cu sediul la Cluj sau la Oradea, nu știm încă cum va fi acest lucru. Da, da, deci aici cel puțin rezolvam la plan local. 15-20 de kilometri eram acolo dacă aveam treabă la Consiliul Județean sau chiar prefecturi. Că mă gândesc că se desfințează și prefecturile. Da, automat se desfințează și prefecturile. Nu, nu, dar vor fi activitatea comunităților care deservesc populația, deci administrația publică, acolo va suferi foarte mult. Deci nu mai poți face față. Deci nici acum n-am putut face față, dar vă dați seama dacă se desfințează aceste servicii, cum se vor asigura aceste servicii? Nu, eu nu văd încă. Da, că nu sunt încă roboți sau mașini care să facă așa ceva. Tot personalul uman trebuie să existe. Noi ne-am obișnuit cu să fim aproape de oameni și să imediat când are întrebare, are de unde să întrebe, că vine, face doi pași, în 10 minute rezolvat. Acum, unde mergi tu la Cluj, la ăsta, ca să obții o informație? Care e stadiul cadrul Comunei Agriși a digitalizării? Se pune accent? Deci și aici avem un proiect. Deci împreună cu Consiliul Județean suntem în asociație și se implementează un proiect de digitalizare a serviciilor. Deci este în curs. Pe urmă, dacă vorbim despre proiecte, mai avem și un alt proiect împreună cu Consiliul Județean, modernizarea drumului județean 194B, deci ăsta care trece din Ciuperceni, merge Agriș, Micula și așa mai departe și iese la Dorulț, la Azur și așa mai departe. Și asta vine modernizat. Dumneavoastră ați văzut că este o stradă asfaltată, dar foarte îngustă, de 3,5 metri. Și acolo dau o mașină nouă în cap și dacă se va moderniza acest lucru, am înțeles că este proiectul tehnic gata, aprobat, toate avizele și acum se lucrează la caietul de sarcini pentru că trebuie licitată lucrarea și... Dar în ce măsură e implicată primăria noastră? Noi suntem doar parteneri în această treabă pentru că drumul este drum județean, se ocupă de el Consiliul Județean și a și semnat un contract pe programul Angel Saligny și la anul intră în execuție. Sperăm că nu trebuie uitat că la anul va fi și an electoral și chiar ce vine bine că uite, domne, uite rezultatul din 4 feluri de alegeri vor fi la anul și asta necesită o implicare mare și eficientă pentru că da, nu poți lua... Eu mă aștept la o grămadă de tăieri de panglici în perioada aceasta. Să sperăm să fie așa, să dea Dumnezeu să fie așa și să dispară restricțiile astea care odată acum la sfârșitul anului guvernul. Sperăm că vom supraviețui aceste restricții. Deci nu ne va afecta. Eu efectiv n-am mai... Poate că și-or da seama și lor modelau un pic, încerca să le facă... Eu cred că vor fi... comestibile, să zic așa. Deci exprimate neplăcerile primarilor și cred că guvernul se va ține cont de asta, că doar nu poți lega la un... la șeful administrației publice să legi mâinile și să nu poți există face nimic. Există asociația primarilor pe țară, discuție. Deci s-a pus în discuție chiar și legea salarizării, că acolo mai avem o altă problemă, că noi primim un salar înghețat încă din anul 2019 exact. Și acolo toată lumea poate să obțină anual cresc veniturile minim brute pe țară. Noi suntem cu 2300 și din aia se formează salariile noastre. Se înmulțește cu coeficientul ce are un primar sau un viceprimar și până este plafonul. Este plafonat, nu poți ridica la funcționare public salariul pentru că nu poate atinge, nu poate depăși salariul viceprimarului. Și vă dați seama asta din 2019.
Președintele Asociația asta primarilor este cel din Timișoara sau din Cluj? Nu mai știu exact. Nici eu nu știu, acum n-am urmărit, dar... La un moment dat a fost Oradea, după aceea Cluj am urmărit, și numai, cred că e Timișoara. Ne-am înscris, ne-am făcut un sindicat, Asociația Comunelor, deci n-am intrat într-un sindicat SCOR, se numește, și am înaintat un proces împotriva acelor ordonanțe care am zis că nu sunt constituțională și am câștigat la toate cursurile de apel și acum urmează retrimiterea la Curtea Constituțională să recunoască că nu sunt constituțională și dacă nu este constituțională atunci nu se poate aplica și atunci vor rezolva cumva să putem noi ridica prețurile. Și, dar este într-o perioadă când România este săracă, îndatorată și noi mai cerem și bani. No, deci haideți este să-i un moment... plimbăm pe telespectatorii noștri. Bun, ce spuneți? Mergem? Și vă arătăm aceste ce lucruri care am realizat și unde am realizat. Înainte de a pleca despre lucrările de toamnă din agricultură. Deci am avut un an destul de bun, deci și cu precipitații am avut și așa că culturile din acest an au crescut, sunt frumoase. Numai că prețurile lor nu... Deci știm asta, când este asigurat o recoltă bogată, atunci prețul este jos. Acum se fac ultimele recoltări de porumb. Floarea sărului a fost recoltat și se fac și semănările de toamnă. Pomicultura aveți mai puțin aici. Aici pomicultura nu este deci cereale, specifică. Da. Cereale au asigurat proprietarii de animale, cerealele și fânul necesar pentru anul viitor și suntem pe finish acum cu campania de toamnă. Pesta porcină nu v-a afectat? Pesta porcină nu ne-a afectat și chiar trebuie felicitați membrii din comună pentru că au reușit să evite. Apoi nu știu dacă noi am avut vreun rol în această treabă, doar că am fost atenți și vigilenți în această treabă și am asigurat condițiile de animale, dar pesta porcină aia este în aer, poartă păsările și așa mai departe, dar deocamdată noi am fost feriți de această pandemie sau boală. Am văzut că Nodoreu și am primit noi informații de la Direcția Sanitară Veterinară și că s-a desfințat și acolo, deci nu mai există pesta porcină și mergem cu carne la control când tăiem, sacrificăm un animal pentru animale sălbatice sunt aici în zonă, vulpi și... Sunt. Da, dar am aplicat și pentru ei medicamentele astea cu antirabice. Cu antirabice, da. Și de aia ați văzut dumneavoastră aficelele aplicate. Da, da. Și sigur că am atras atenția populației că să aibă grijă că unde trăiesc aceste animale împreună cu pădurarii din zonă. Am organizat activitatea în comun și da, deci nu, deocamdată nu avem pesta porcină și alte pandemii. Sperăm să nu vină și pandemia asta cu ce am avut acum 2 ani, asta cu cum se numește? COVID. Cu COVID-ul. Deși urmărim că sunt 3 ani. Infecții. Urmărim că sunt infecții de COVID. Imediat sunt 4 ani. Am văzut în spital că se umblă cu mască. No, să sperăm că nu se va dezvolta în așa fel, că vine perioada de friguri și atunci mai este specifică. Dacă țin bine minte, s-a declanșat în 24 ianuarie 2020. 2019, deci, că de-aia se cheamă COVID-19. Nu, 2020. Eu așa înțeleg, că COVID-19 de-aia... A apărut în China, dar la noi, bine, în România, bine, până, da, s-a declanșat în 2020. Așa este, așa este. Până s-a... La sfârșitul anului 2019 și începutul anului 2020. La noi, în România, în 24 ianuarie a fost. A pus capăt războiul din Ucraina.
S-a adăugat, n-a pus capăt, că la un moment dat au fost în concubinaj războiul cu... Bine, dar a dispărut importanța acestei boli și păi, a devenit, și acum, de când a izbucnit în Israel, acum și asta nu mai este, a pierdut importanța războiul din Ucraina. Nevoia de noutate face ca unele evenimente care sunt importante să dispară puțin din interesul, din atenția publică. Așa este. Să mergem, bun, mergem atunci la fața locului și... Ne aflăm la Teatrul de Vară, unde a avut loc acel eveniment important al câmpiei Someșului, în care s-au întâlnit 53 de comune, dintre care plus 5 din Ucraina. Și în drum încoace ne-am oprit puțin pe la Găminul Cultural, unde recent a avut loc și acolo un festival al strugurilor organizat de o asociație locală, da. Și care s-a bucurat și la rândul lui de un oarecare interes din partea agrișenilor. Iar acum, tot acolo, domnul primar construiește în continuarea Căminului Cultural o bucătărie pe care colegul meu a încercat să o surprindă în câteva imagini. Am văzut și spațiul în care sunt depozitate lemnele pentru iarnă, deci n-or să fie surprinși de prima zăpadă, să zic așa. Și ne-am deplasat la Teatrul de Vară, unde tot așa Robi a tras câteva imagini și vă rugăm să ne spuneți, acum să discutăm mai aplicat despre evenimentul care a avut loc aici și ce aveți de gând să faceți în zona aceasta. Da, ne aflăm la Teatrul de Vară pe care am construit. Chiar am, pe scenă. Sunt. Chiar pe scenă și noi suntem, acum nu suntem chiar primii actori acum, că am mai folosit pentru festivalul Câmpiei Someșului, care a fost făcut în 1 octombrie. Și aici s-a derulat totul și în spațiul de aici din spate, pentru că au fost foarte multe probe acolo și piese care erau prezentate spectatorilor din Agriș. A ieșit foarte frumos festivalul și m-am bucurat. Spuneam, aici a avut loc un spectacol de operetă. De operetă, de la... nu știu ce să spun, teatrul de la Debrecen sau nu știu unde sunt. Da, teatrul de operetă din Debrecen. Teatrul de operetă din Debrecen și Budapesta și ne-au prezentat o piesă așa de frumoasă încât... toată sala vibra. Toată sala vibra și aplauda și noi cântam împreună pentru că cunoșteam aceste operete. Dar, probabil Lehar sau... el este cel mai popular în zona... Da, piese maghiare, bineînțeles. Da, Lehar e da, ca atare. Și Kalman Imre era... Și Kalman, așa, da. Și erau niște operete frumoase și cum au putut prezenta acești doi tineri? Era o femeie, nu, tânără, de fapt, până la 40 de ani, băiatul poate că era mai tânăr un pic, dar extraordinar cum era o echipă și cum, cu ce voce și... Totul era minunat și... Mă bucur iar de bucuria ta. Da, trebuie să ne bucurăm în viața asta și pe lângă că avem neplăceri și așa mai departe, dar no, bucuria e, oricum este bucurie și aia parcă te întinerește când ești... Am văzut afară niște pământ strâns. Da, pământ. Deci, ce rol are? Ce... Pământul ăsta... Că bănuiesc că nu vrei să faci culturi pe aici. Așa. Nu culturi vreau să fac, ci vreau să amenajez zona acestei teatru, acestei... Se face un fel de parc. Un fel de parc. Cu copaci. Plantez copaci, zonă verde și așa mai departe. Și acum, pentru că zona asta este cam joasă, tot se spunea că... Câmpia Someșului. Câmpia Someșului, dar era cuibul noroiului aici. Și efectiv, acum trebuie să... Măștinoasă și vreau să scot în evidență și vreau să-l modernizez. Așa am că... văzut pavajul de afară, da, totul este minunat. Bine. Și sigur că aici vor urma anul viitor alte festivaluri, festivalul Liliacului, la anul se organizează în fiecare mai este luna mai. Mai este o asemenea sală? Nu cred că este, eu așa știu că suntem unica comună care a efectuat această construcție. Bine, și bine sunt că... unele localități unde s-au bazat pe tradiție, cu șură, cu nu știu ce, dar asta e special pentru evenimente. Exact, ceva special. Deci nu este chiar teatru la liber, ci este acoperit și se numește Teatru de Vară tip șură.
Și este unic în județul Satu Mare, în alte județe poate că mai sunt, mai ales la Secui, și ne gândim să avem loc unde putem organiza festivaluri de vară, unde, deci în căminul cultural, poate că este cald, aici este răcoare, totuși mai vântul bate. Mulțumim frumos, domnului primar. Și noi. Mi s-a făcut semn că emisiunea noastră că s-a cam lungit un pic peste program. Okay, mă bucur așa că ne luăm la revedere de la... Spune, ai vrut să spui da, mă bucur că ați fost la noi și am putut povesti niște lucruri frumoase din localitatea Agriș și sper că spectatorii noștri care ne vor urmări o să se bucure și poate că sunt și câte un agrișan dintre ei. Și normal. Ne vor ferici, da, pentru această activitate. Incursiune în cotidian se termină aici, dar nu uitați, săptămâna viitoare revenim cu un alt program, sperăm, interesant. Urmăriți cu încredere Nord-Vest TV. Audio Jungle.